Pășim într-o biserică veche de peste 2 secole, o somptuoasă construcție în stil bizantin ridicată în timpul fraților Buzești. Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril este un monument istoric ce nu contenește să surprindă turiștii prin treinicie și frumusețe. Avem și fotografii care sunt specifice bisericii, fotografii care au fost făcute în perioada de dinainte de al doilea război mondial și unele dintre ele sunt fotografii care ne descoperă biserica de după cutremurul cel mare din 4 martie 1977, adică cât de grav a fost ea afectată. Iată, aici este o fotografie dinainte de renovarea din 1932, ultima renovare majoră a Bisericii Sfinții Arhangheli. Se vede că avea ferestrele foarte înalte, reconfigurate după stilul specific perioadei interbelice oarecum. Ferestrele inițiale ale bisericii erau așa cum sunt acum. Construcția este din 1779 în forma aceasta, ca și structură, cu ferestrele așa mici, numai că la o reabilitare ulterioară au fost făcute ferestrele mult mai largi. Biserica Sfinții Arhangheli este una dintre bisericile reprezentative ale orașului Craiova, este o biserică monument, este de patrimoniu, având în vedere vechimea ei și personajele care s-au perindat prin aceste locuri. Este ctitoria fraților Buzești. Inițial se spune că aici ar fi fost un lăcaș din lemn construit, după care s-a făcut o biserică de zidărie. Este foarte importantă pentru că ea funcționa și ca punct strategic. Au fost vremuri zbuciumate după anii 1600, chiar și în perioada lui Mihai Viteazul, chiar și după Mihai Viteazul au fost vremuri zbuciumate, au fost incursiuni ale turcilor, erau fel de hoarde care veneau și prădau locurile acestea. Craiova era un oraș al micilor industriași. Biserica, așa cum era în vremea fraților Buzești, a fost afectată de cutremure și schimbări. Acum mai bine de 2 secole a fost construită din cărămită aparentă, cu stâlpi mari și grei. Monumentul istoric se mândrește cu pictura veche de secole, dar și cu documente păstrate din al doilea război mondial. Lucrarea aceasta este un sinodicon, este o carte scrisă manual cu diverse consemnări ale preoților care au fost în biserica aceasta vis-a-vis de evenimentele importante ale comunității, ale bisericii. Adică atunci când era un hram al bisericii și venea unul dintre părinții ierarhi, atunci se consemna în această carte. Atunci când erau evenimentele foarte importante ale comunității, eu știu, anumite situații mai delicate eventual sau anumite situații de criză, știți că am trecut printr-o sumedenie de evenimente istorice. Iată, lucrarea este din 1911. Au fost cutremurele, cel din secolul al XIX-lea, în jurul anilor 1830, a fost un cutremur foarte, foarte puternic care a afectat și biserica. Ea a fost reabilitată atunci, s-au schimbat o parte din elementele structurale ale bisericii, respectiv ferestrele au fost aduse într-o formă mai mare, mai largă, ferestre mai luminoase, așa cum era specificul arhitectural al timpului. Marea renovare a bisericii din secolul al XIX-lea, respectiv prin anii 1930-32, în timpul regalității, atunci s-a revenit la forma inițială, la structura inițială, la construcția originală din 1779. Este o mândrie pentru noi și cred că ar trebui inclus așa cumva într-un circuit al obiectelor istorice și al obiectelor așa cu o vechime însemnată ale orașului nostru, mai ales că se spune că aici Buzeștii au fost cei care au construit, iar Buzeștii, succesorii lui Mihai Viteazul, categoric sunt cei mai reprezentativi așa oameni ai istoriei. La interior, biserica fascinează prin frumusețea picturilor neatinse parcă de trecerea timpului. Sunt piese unice de patrimoniu care te duc cu gândul la timpul marilor boieri. Catapeteasma este în forma originală, este partea din biserică care a rămas nemodificată nici după renovarea din 1932. A fost făcută cu foiță din aur și este chiar de la 1779 în forma aceasta. Ne mândrim cu ea pentru că este unul dintre cele mai vechi obiecte sau, eu știu, una din cele mai vechi structuri chiar din Craiova și este într-o formă cât de cât protejată. Chiar dacă a trecut cu tremurul, chiar dacă a căzut, imaginați-vă, turla, chiar dacă pe aici au fost fisuri foarte evidente, povestesc părinții mai în vârstă, cei care au fost în perioada respectivă, că se vedea efectiv în exterior, din interiorul bisericii, atât de despicată era. Catapetasma bisericii este o raritate și o piesă de o valoare inestimabilă. Are o vechime de peste 2 secole și a fost sculptată în lemn de tei aurit. Ea este construită într-un stil bizantin, dar și cu influențe românești. Dacă ne uităm la arhitectura exterioară, categoric ne ducem cu gândul la stilul bizantin, la stilul original, dar vedem și anumite elemente, anumite broderii, acea cărămidă aparentă care era oarecum specifică și perioadei respective, a secolelor 16-17. Interiorul este unul destul de simplu, dar este unul armonios. Picturile sunt aproape în mărime naturală. Sfinții pictați pe pereții bisericii sunt în mărime naturală, ceea ce te duce cu gândul la o sacralitate mult mai avansată și un misticism al locului foarte, foarte însemnat, adică te simți în rugăciune împreună cu sfinții, împreună cu îngerii. Asta o face întru totul special. De asemenea, picturile fiind realizate de către pictori renumiți, precum și Chebăr, dau o notă de artă sacră, dar dau și o notă de importanță majoră bisericii Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. E biserica îngerilor. Biserica este o construcție măreață, ridicată ca un străjer deasupra orașului. Așezată nu departe de centrul vechi negustoresc al orașului Craiova, Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril este o veche ctitorie a fraților Buzești. Monumentul istoric de inspirație bizantină atrage anual mii de turiști. Stilul bizantin se remarcă la tot pasul și nu contenește să surprindă vizitatorii.